În sala de ședință a Consiliului Județean Călărași a avut loc miercuri 15 septembrie, începând cu ora 10, simpozionul Situațiile de urgență în actualitate, nu în glumă. Acțiunea de informare susținută de Consiliul Județean Călărași și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei Călărași a fost organizată la inițiativa consilierului județean din partea Pro-România, Răzvan Meseșanu. În cadrul discuțiilor, colonelul Adrian Păduraru, comandantul ISU Călăraș, a prezentat tipurile de risc ce pot fi întâlnite în județul nostru. Astfel, ne putem confrunta cu situații de forță majoră determinate de incendii, cutremure, inundații, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbușiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbușirea unor construcții, ieșuarea sau scufundarea navelor, căderea unor obiecte din cosmos sau atmosferă, caz întâlnit în urmă cu 4 ani în localitatea Lehliu, eșecul serviciilor de utilități publice și alte calamități naturale. Meseșanu, câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Evenimentul de astăzi este marcat de o inițiativă pe care am avut-o în cadrul Consiliului Județean, susținută de toți consilierii județeni, de președintele Consiliului Județean, care se dorește un semnal de alarmă în fața tuturor provocărilor pe care natura, dar și omul, le aduc în fața comunităților. Dorim, practic, să lansăm ideea că nu numai pompierii, cei care salvează viețile și salvează bunurile, pot să dea piept cu tornadele, cu incendiile, cu inundațiile, cu seceta. Ei trebuie să fie ajutați. Da? Nu putem să lăsăm pe baza unei gândiri păguboase, cum spun eu, că nouă nu ni se poate întâmpla așa ceva. Trebuie să înțelegem cu toții, de la mic la mare, că acești salvatori, acești eroi vii, cum sunt pompierii, trebuie să fie sprijiniți. Și atunci să învățăm și noi, micuți, adulți, adolescenți, vârstnici, să fim prezenți permanent, să știm cum să putem să ne salvăm în situații de urgență. Acesta este mesajul principal al acestei acțiuni, situațiile de urgență în actualitate, nu în glumă. Domnule profesor, câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. Cu ce gânduri la Călăraș? Sunt, vin la Călăraș de peste 15 ani. Sigur, reprezint Universitatea din Petroșani. Suntem principalul formator în domeniul securității și sănătății muncă din țară la nivel universitar și am avut nenumărate manifestări organizate în comun, fie cu Inspectoratul Teritorial de Muncă, fie de asociații profesionale în domeniul securității și sănătății muncă, cu implicarea agenților economici privați din zonă. Deci e o tradiție să vin la Călăraș. Sigur că am fost onorat și, bineînțeles, folosesc această oportunitate ca să prezint o carte pe care am lansat-o anul trecut, Managementul situațiilor de urgență, care a fost elaborată în scopul de a încerca să mai eliminăm deficitul de cunoaștere și înțelegere a reglementărilor în domeniul acesta destul de vast al situațiilor de urgență. Acum, sigur, sunt... Voi să intru puțin, foarte puțin în partea tehnică. Sunt 24 de tipuri de risc generatoare de situații de urgență. Ne-am confruntat acum cu unul dintre ele, epidemia sau pandemia. Oricând ne putem confrunta și cu celelalte 20, cu cele 23 de factori de risc. Și atunci, mesajul meu este să avem un comportament preventiv, nu corectiv. În sensul că să ne pregătim și pentru ceilalți să nu ne ia pe nepregătite ca și iarna. Da? Știți că totdeauna iarna apare pe nepregătite. Da? Și ca din această lecție dură să învățăm ceva și să fim pregătiți. Sigur că în acest demers de gestionare a situațiilor de urgență nu este doar actorii care sunt vizibili și pe care sunt în atenția dumneavoastră a mass media. În sensul că avem Inspectoratul pentru Situații de Urgență, avem Departamentul pentru Situații de Urgență, sunt și alți actori care trebuie să se implice. Și salut pe această cale inițiativa Consiliului Județean, având în vedere că instituțiile statului, în speță, Consiliul Județean, Consiliile Locale, Prefect, le revin atribuții importante în acest domeniu. Și atunci, o acțiune de tipul acesta de conștientizare, care probabil vi s-a explicat că va fi continuată de autorități, de instituțiile locale, prin un efort de educație și conștientizare, în special în rândurile tinerei generații. Deci salut această inițiativă și mai vreau să fac în final o ultimă mențiune. De-a lungul timpului, și nu este un gest de curte,
curtoazie, eu am umblat peste tot în această țară. Sigur că, dacă este să fim cinstiți, Călărașul, din punct de vedere economic, nu intră în prima jumătate a clasamentului în țară. Dar lucrurile care au fost realizate aici de oameni cu suflet sunt mult peste zone care intră în top 5 în țara aceasta. Deci, ideea este că și cu resurse puține, dacă sunt oameni cu suflet, lucrurile pot fi făcute așa cum trebuie. Și vă spun, și inițiative și instituționale, dar și inițiative private care au fost în zonă, sunt la superlativ. Și credeți-mă că o spun acest lucru cunoscând situația, fiindcă practic în calitate de cadru didactic, de agent, sunt în același timp și prestator de servicii în domeniu. Chiar cunosc situația bine. Și vă spun, nu pot decât să-i felicit pe cei care au crezut că este, și sunt convins că așa este, oportun să începem printr-un efort de conștientizare și educare. Cu asta trebuie să începem. Sigur, fiecare facem ce putem cu resursele pe care le avem la dispoziție. Eu ce am putut să pun la dispoziție? Un manual din care lumea să se informeze ceea ce există. E un pic descurajant, cartea are vreo 600 de pagini și e doar un ghid legislativ. La inițiativa domnului consilier Răzvan Meseșanu și în colaborare cu Consiliul Județean Călăraș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbuștiului al Județului Călăraș, vine să sprijine acest eveniment care are ca și temă managementul situațiilor de urgență la nivelul județului Călăraș. Am acquiesat imediat la această idee, știind și din discuțiile care le-am tot avut cu reprezentanții unităților administrative teritoriale, în primul rând, că este nevoie de fiecare dată să ne aducem aminte de ce înseamnă legislație și ce înseamnă atribuții în acest domeniu. Astfel, participăm la acest eveniment în care sperăm noi să vină cât mai mulți reprezentanți ai unității administrative teritoriale la unor obiective economice importante din județ, precum și principalii unități de învățământ ale județului nostru. După cum știți, și în contextul actual al acestei pandemii, acestei epidemii la nivel mondial și la nivelul țării noastre, situațiile de urgență sunt din ce în ce mai multe, într-o frecvență din ce în ce mai mare și de o complexitate din ce în ce mai mare, astfel încât trebuie să ne punem la punct în fiecare zi cu modalitățile de combatere a acestor situații de urgență și să limităm efectele acestora. Cum am spus la inițiativa domnului consilier, astăzi la acest eveniment prezentăm o parte din aceste atribuții ale tuturor persoanelor sau tuturor instituțiilor cu responsabilități în domeniul acesta. Bună ziua și bine ați venit la simpozionul organizat de Consiliul Județean în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență Barbuștiului de Călăraș, la inițiativa consilierului județean Meseșanu Răzvan, simpozion în care o să discute și o să vă fiți informați de, așa cum spune titlul, situațiile de urgență în o actualitate, nu în glumă. În ultima perioadă avem din ce în ce mai multe evenimente neplăcute în viețile noastre. Sunt fenomene naturale, sunt catastrofe. Eu cred că avem obligația de a informa și de a pregăti populația pentru ce este mai rău. Și pentru asta, ca să nu ajungem în situații din astea, eu sunt convins că trebuie să prevenim. Orice prevenție ne scutește de lucruri neplăcute în viețile noastre și a populației. Eu o să vorbesc mai puțin la început, o să dau cuvântul inițiatorului pentru a prezenta cine participă la acest simpozion și, bineînțeles, specialiștilor care o să vă spună lucruri interesante pentru dumneavoastră și pentru comunitățile din care proveniți. Dau cuvântul domnului Răzvan Meseșan.
Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamnelor, domnilor, sunt onorat să particip la această manifestare care a fost gândită undeva în primăvara acestui an și a fost pusă în operă, după cum puteți observa, astăzi, 15 septembrie, la două zile după ce pompierii și-au sărbătorit ziua. Cu această ocazie le spun la mulți ani și să aibă puterea și gândirea limpede să facă ceea ce știu să facă, să ne salveze și să ducă mai departe această onorantă misiune pe care o au dumnealor. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că eu consider, după aproape 20 de ani de activitate tangențial cu situațiile de urgență, lucrez în domeniul securității, sănătății, muncă și am tangențe cu situațiile de urgență, consider că există o gândire păguboasă, specific românească, prin care considerăm cu toții, de la mic la mare, că nouă nu ni se poate întâmpla nimic din ceea ce este rău. Ne minunăm când observăm la televizor, când citim în presă, că s-a întâmplat un incendiu, că a avut loc o explozie, că sunt inundații, că s-a cutremurat pământul, că se întâmplă tot felul de grozăvii, chiar și atacuri de teroriste. Tot timpul ne minunăm că există în ogradă a celuilalt. Dar ce facem atunci când poate ne lovește și pe noi o asemenea tragedie, un asemenea dramatism? Întrebarea aceasta ar putea să-și aibă un răspuns corect, simplu, dar greu de pus în practică în propria noastră gestionare a unei asemenea situații de criză, unei asemenea situații de urgență. Dar putem noi să facem acest lucru? Putem noi să sărim în sprijinul celor care deja consider că sunt foarte copleșiți, adică pompierii, acești eroi vii ai zilelor noastre, care, iată, așa cum spunea și domnul vicepreședinte, încep să fie copleșiți de grozăvile care se întâmplă. Și cred că ar trebui să-i sprijinim, cred că ar trebui să învățăm și noi să reacționăm. Cred că ar trebui să știm și noi că și nouă ni se poate întâmpla. Această manifestare se dorește un semnal de alarmă. E practic încercarea de a vedea dacă putem să facem cu o floare primăvară. Este foarte greu, este extrem de dificil. Am gândit această acțiune, am obținut sprijinul președintelui Consiliului Județean, căruia îi mulțumesc, celor doi vicepreședinți și, bineînțeles, consilierilor județeni care, fără niciun fel de probleme, au votat această primă acțiune. După manifestarea de astăzi, împreună cu domnul comandant, căruia îi mulțumesc în mod deosebit că a achesat la această acțiune, ne-a pus la dispoziție o serie de materiale care au stat la baza realizării unui pliant pe care îl vom distribui și către dumneavoastră, către cei prezenți, dar și către școli, către licee, către zonele aglomerate. Îi mulțumesc foarte mult că s-a dedicat și că participă la această acțiune. Deci, într-un cuvânt, semnalul acesta de alarmă poate să plece de astăzi, de aici, din această sală. Eu mă opresc și voi încerca să urmăresc realizarea acestei misiuni și pentru anul următor și pentru anii următori, pentru că, repet, cred că trebuie să ne preocupăm noi de noi înșine și să-i sprijinim pe pompieri în misiunea lor generoasă și onorantă de a ne salva viețile, de a ne salva bunurile. Alături de noi, alături de comandantul Isu Călăraș și a colegului domniei sale, l-am invitat pe un vechi prieten și partener de truditor în aflarea și gestionarea riscurilor la locul de muncă, dar și acasă, aș spune eu, și pe stradă, conferențiarul universitar doctor inginer Gabriel Bujor Băbuț, pe care îi mulțumesc, care va avea un expozeu plin de tâlc și rămâne ca numai noi să înțelegem tâlcurile acestor mesaje. Mulțumesc tuturor, mulțumesc consilierilor și dumneavoastră pentru prezență. Am făcut invitațiile prin Consiliul Județean, prin aparatul de specialitate al Consiliului Județean, către UAT-uri, către primării, pentru că ei sunt primii gospodari în această idee de a gestiona situația de urgență.
Nu știu câți au venit până acum, dar o să ne interesăm ulterior, către directorii de licee, către câțiva agenți economici mari, bineînțeles către mass media, care de asemenea îi mulțumesc că este prezentă și va mediatiza această acțiune.